Lucrările de reabilitare a rețelei de termoficare primară de pe Bulevardul Pandorilor se vor executa prin montare bypass DN400 necesar pentru a se putea înlocui conducta primară tur-retur DN800. Lucrările fac parte din cadrul proiectului Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu-Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice, etapa a doua, lot 4. Mai multe puncte termice vor fi afectate de această oprire. Acestea sunt punctele termice 1, 4, 13, 14, stadion 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, punctul termic Spital Județean și mini PT-urile aferente străzilor Avram Iancu, Carol, Finanțe și BCR.